Sunt și pictoriță și actriță. Le învin pe amândouă și sunt puțin mai mult decât atât, dar o să vă povestesc imediat. Vreau să încep prin a vă spune cum mă numesc. Adela Lazar, am 33 de ani și mă bucur să vă cunosc. Ciao! Ziceți toți ciao! Sunteți foarte drăguți. Mă bucur că zâmbiți. O să vă rog imediat să vă ridicați în picioare, vreau să vă înviorați puțin, pentru că am văzut că unii dintre voi căscați și ați dat semne de plictiseală și nu trebuie, pentru că o conferință de genul acesta trebuie să vă intre prin toți porii și trebuie să rămâneți cu niște idei principale pe care să le abordați pe parcurs. Sunt actriță la Teatrul Regina Maria din Oradea și sunt... și mămica unei fetițe de un an și 5 luni, pe nume Anabela. Îmi place să și pictez, nu am făcut studii de pictură, am fost autodidact. Și îmi place foarte mult să-mi folosesc toate aturile pe care le am pentru a bucura oamenii, prin culori, prin zâmbete, prin textele pe care le rostim pe scenă, prin rolurile noastre, prin viața însăși. Vreau să vă ridicați toți în picioare. Așa. Și toată lumea să ridice mâna dreaptă sus. Da, deci nu aveți probleme de coordonare, e în regulă. Mâna dreaptă. Bun. Acum să ridice mâna toți cei care citesc în momentul de față o carte. Da. Să ridice mâna stângă sus toți cei care au citit până acum 10 cărți de la cap la coadă. 10. Wow. Așa. Acum vreau să vă relaxați puțin. Sunt 5-10 la mâna dreaptă, 5 la stânga, 5 la piciorul drept, 5 la piciorul stânga și vom face așa pe rând. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și tot mai repede. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Dar ce-i cu voi? Așa de ușor, poate să-ți manipulați. Bun, acum mai vreau să fac un joc cu voi. Ridicați mâna stângă sus. Așa. Și degetul arătător. Da? Mâna stângă și... degetul arătător de la mâna dreaptă. Mulțumesc pentru observație, dacă ești atent. Și acum facem așa. 1, 2, 3, 4, 5. Cu două degete. 1, 2, 3, 4, 5. Cu trei degete. 1, 2, 3, 4, 5. Cu patru degete. 1, 2, 3, 4, 5. Cu toată mâna. Ați văzut ce ușor este să răbești niște aplauze. Sper că sunteți mai revigorați. Da? Cu zâmbetul pe buze. Doamna profesoară, e ok? Bun. O să dau o curăță de apă. Cine a zis că... Da, dai. Eu? Da, mulțumesc. Nu e nici marihuana, nici ochi. Vreau să zic că nu am încercat niciodată nimic. Și vă recomand să nu încercați nici voi. Nu fumez, nu beau, dar trăiesc. Și sunt vie, da? Unii dintre voi probabil m-ați văzut pe scenă. Câți dintre voi m-ați văzut pe scenă la teatru? Atât de puțin. Probabil că restul nu mă recunosc. Pe acest filețel am primit așa. Când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău. Paulo Coelho. Este extraordinar acest mesaj și este unul dintre motourile vieții mele. M-am născut la 1 aprilie și eu și Alexandrina. Cine s-a mai născut la 1 aprilie din sală de aici? Nu se puteau fi chiar atât de mulți oameni speciali în ziua la altă. În ziua când m-am născut, mama l-a sunat pe tata și i-a zis să vină acasă, stai cu surioara fetiței care urmează să se nască, pentru că trebuie să merg la maternitate să nască. Tata lucra la mama, a zis, sunt un naș, de 1 aprilie, mă păcălești. Și n-a venit. Mama l-a sunat din nou.
Tati, vino că trebuie să mă duc să nasc. La maternitate, te rog, vino, stai cu Deliuța. Deliuța având de un an și o lună, surioara mea mai mare. N-a venit. Mama s-a dus la etajul 2, l-a chemat pe Nandi Baci, vecinul de deasupra, a venit vecinul, l-a stat cu surioara mea până am ajuns eu acasă, după câteva zile, bineînțeles, până a ajuns tata acasă, parcă că m-am fustecit. Deci, așa am venit eu pe lume, săraca mama stătea în spital, singură, cu vecinul, zicea lumea, vai, săraca femeie, ce soț în vârstă are, încolo tata. Bun. De mică mi-a plăcut să fac tot felul de năzbâtii. Pe la 3 ani pictam toate cărțile și toți pereții. Cine a mai făcut asta? Bun, cine mai face asta în continuare? Cine face asta în continuare? Face asta în continuare? Pictezi pereții? Ai pictat pereții? I-ai spart? A, nu asta, nu asta, nu asta, nu. Despart, a, probabil că ești tu, sau vei fi un constructor extraordinar. Nu? Nu știu să pictezi, dar probabil că de asta îi spărgeai, pentru că o să fii un excavatorist extraordinar într-o bună zi și tu nici măcar nu știi lucrul acesta. La 3 ani pictam pereții, mama se supăra, dar acum am ajuns să pictez pereții casei mele, pereții casei altor oameni, să decorez interioare și să câștig bani din asta. La 6 ani, ce năzbâtii mai făceam? Tundeam toate păpușile, crezând că o să le crească părul mai mare. Le pictam pe față. Astăzi pictez copiii pe față, pentru că sunt, printre altele, și entertainer la petrecerile pentru copii. Asta este una dintre celelalte activități pe care le fac pe lângă parenting, actorie, pictură. Fac și entertainment la petrecerile pentru copii. Da, spune, te rog, ai vrut să mă întreb ceva. Ce să am? Din alea. Din alea nu am la mine, dar uite, pot să-ți arăt o poșetă pe care mi-am pictat-o. Wow! Foarte interesant, nu? Unde vreau să ajung? Ideea e că orice vă trece prin minte, nu chiar orice, orice construct, poate fi constructiv, poate deveni realitate. Orice vis al vostru poate deveni realitate. Orice vă doriți poate deveni realitate. Dar trebuie să vă doriți foarte, foarte, foarte intens acest lucru. Uite, de exemplu... Bravo! Uite, te duci acasă, le povestești părinților tăi întâmplarea din această zi și cine știe, poate ești în clasa a? Noua. A noua. Bun, ești la început de drum. Că vrei să devii un inginer celebru, te ajut să-l pictezi. Uite, primul tău excavator va fi pictat de mine. Ok? Bun. Ia să vedem cine, ce meserie ar mai dori să urmeze? Sau v-ați gândit ce meserie ar dori să aveți? Da. Programator. Ce faci în privința asta? Ești atent la ore. Foarte, foarte important. Aplaudați, e foarte important. Mica mea era învățătoare, acum este în pensie, tata lucra în cadrul armatei și ea își dorea ca noi să fim medici. Cine vrea să devină medic? Super meserie, dar not for me. Bun. Și își dorea foarte mult să devin medic sau învățătoare. Am ascultat-o pe mamica, este foarte bine să-i ascultați pe părinți de aici, pornește totul, să-i ascultați, să-i iubiți, da? Și să-i ascultați. Da? Este foarte important. Părinții sunt începutul și sfârșitul nostru. Ei trebuie să fie reperele noastre. Ei trebuie să fie modelele noastre. Dacă nu ar fi fost părinții, nu ar fi fost nici noi. Bun. Și am ascultat-o pe mama și am devenit învățătoare. Dar totuși nu eram împlinită cu ceea ce... Ce mi-aș fi dorit eu să fiu, dar nu știam ce. Ziceam, mami, ok, ai terminat clasa 13-a, că am dat la liceu pedagogic, ce ai vrea să fii? Dar nu știu, era acel, nu știam ce. Și în clasa 12-a, la liceul pedagogic se făceau 5 ani, am întâlnit o fată care mi-a marcat existența. Să știți că nu doar cărțile vă pot marca existența, ci și oamenii. Câți dintre voi aveți oameni și modele care v-au marcat până în acest moment existența? Genul de om, bravo, genul de om care
de deștept, cât e de creativ, vreau și eu să fiu ca el. Mamă, ce mișto și-a picat poșeta, când o să am eu excavator, o să-l pictez și eu. Nu? Mamă, ce-a luat? Ce mi-ai zis? Vreau și eu să am energia asta. Poftim? Știi. Da, dar omul care are excavator, are în spate angajat și are în spate un contabil pe care poate să-l plătească. Deci, dar asta știu că nu, dar este un om inteligent care are o afacere. Și în momentul în care are o afacere, deja are o minte elaborată care, da? Dar care este modelul tău în viață? Unu. Cel mai important. Lazar Angelo. Cine? Cine este? Culturist. Foarte bine. Și pe lângă el, niște colegi. Faci sport. Foarte bine. Să faceți sport. Este important pentru minte și pentru suflet. Unde rămăsesem? La? Cine a fost atent? Băiatul care e atent la ore, unde am rămas? N-ai fost atent. Modelele viață. Cu modelele viață, da. În școala generală, mi se spunea să citim. În fiecare vacanță, în loc să ne distrăm, noi aveam de citit 7 cărți, Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor. Ați trecut prin asta? Rezumate, idei principale. Mergeam la țară, bunica vrea să mă ducă la fâne, ziceam, mamă, nu mă pot duce, că trebuie să citesc În casa bunicilor, să-mi extrag ideile principale. Și mama m-a lăsat. Mama, pentru că este unguroaică bunica mea și știu și limba maghiară. Cine mai știe limba maghiară de aici? Bun. Română maghiară. Cine știe limba engleză? Trei. Germana? Bun. Bun. Franceza? Bravo. Sunteți un adevărat poliglot. Tot bunica mea, mama spunea, câte limbi știi, atâția oameni ești. Învățați limbi străine, mergeți la ore și fiți atenți. Și să știți că mi-au prins bine aceste vacanțe care trebuia să citesc. Trebuia să extrag idei principale dintr-o carte care atunci nu spunea nimic. Pentru că la vârsta copilăriei nu avem conștiința propriei persoane, nu știm să valorificăm cu adevărat lucrurile care ne sunt date. Și așa am ajuns la liceu. Și la liceu am început să mergem în practică pedagogică la copilași. Și acolo mi-am dat seama cât de importante erau cărțile acelea pe care le citeam, pentru că citindu-le am învățat să-mi dezvolt limbajul, am învățat să-mi dezvolt imaginația și am învățat să călătoresc împreună cu acele personaje, pentru că citind îți imaginezi și călătorești împreună cu acele personaje din cărți. Eu, de exemplu, nu am fost niciodată la Barcelona, bine, acum am fost, dar nu fusesem. Am citit o carte care atât de mult m-a impresionat. Se numea Jocul Îngerilor. Era descris pas cu pas, era descris fiecare milimetru din stradă, fiecare adiere de vânt, absolut tot era descris. Era fabuloasa Barcelona într-o carte atâta. Și am zis, eu trebuie să văd Barcelona. A fost atât de fascinantă această poveste, încât trebuie să merg acolo. Cărțile, nu numai că vă educă spiritul, dar vă deschide imaginația, vă deschide, cartea îți deschide noi orizonturi. Te ajută să zbori, te ajută să visezi. Ați zburat careva? Ai zburat? Da? Cu avionul? Bravo! Dar ați visat vreodată că zburați în vis? Da. Ai visat că zbori în vis? Și ce senzație era? Era o senzație ca realitate, adică cred. Ca realitate. Simți că te eliberezi. Simți că ești propriul tău stăpân. Simți că eu, de exemplu, visez că zbor. Am așa, nu știu, o chestie pe care stau. Așa am visat, că stau pe o chestie și văd multe dealuri, câmpii și zic, uite, vreau să ajung acolo. Și prin puterea minții pot să ajung. Da? Prin puterea minții și prin puterea voinței voastre puteți să ajungeți unde vreți. Și dacă vă doriți cu ceva, ceva cu adevărat, se poate îndeplini. Eu am adus aici niște cărți, să vi le prezint. Vă ziceam de În casa bunicilor Ionel Teodoreanu, o mai am. Cine a citit-o?
generația veche. Vă recomand și generații tinere să citească această carte. Sau dacă nu aveți răbdare să o citiți, să ascultați audiobook-ul, că sigur îl găsiți pe internet. Nici nu știți cât de norocoși sunteți în ziua de astăzi, nu numai că aveți cărți la dispoziție, aveți audiobook-ul pe internet, aveți internetul. Foarte mult spun, internetul e o prostie, nu e o prostie. Este un lucru extraordinar dacă știi cum să-l folosești, este un instrument minunat. Dar doar citind și având o cultură în spate, poți ști ce să cauți pe internet. Da? Deschizi Google și ce să cauți, ce te poate interesa. Cauți ceea ce te pasionează, cauți ceea ce vrei să știi în plus. O altă carte care m-a impresionat foarte mult a fost la Facultatea de Teatru, unde, din nou, am citit foarte multe cărți de specialitate, teatru. Cărți de teatru. A citit cineva piese de teatru, nu știu. Da, generația veche. Ai citit? Ce ai citit? Romeo și Julieta. Și cine te-a impresionat mai mult acolo? Ce te-a impresionat? Un cuvânt care să-mi descrie Romeo și Julieta, un singur cuvânt. Da. Da. Spectacolul l-ai văzut la teatru? Nu, nici filmul. Nu, nici filmul. Spectacolul nu cred că se va mai juca, dar îți recomand să vezi filmul. Dar un cuvânt care să reprezinte Romeo și Julieta. Un singur cuvânt. Urmează să fac un joc cu voi și vreau să văd dacă poți cuprinde într-un singur cuvânt ce a reprezentat pentru tine această carte. Bravo! Bravo! Sacrificiul din iubire. Cartea se numește Istoria Teatrului, este scrisă de Eliana Berlogea și este Biblia actorului. Cartea aceasta m-a impresionat, am învățat din ea, încă învață și vor învăța foarte mulți tineri care vor deveni actori. Dacă vreți să deveniți actori, veți învăța din această carte. Am adus o carte pe care nu mulți cred că ați văzut-o, sau ați văzut așa ceva. Se numește Almanacul Șoimii Patriei din anul 1989. Este printre cărțile pe care le răsfoiam la Momo în vacanțele mele. O să vă dau să o răsfoiți. Ați văzut așa ceva? Yes. Știți că exista așa ceva pe vremea lui Ceaușescu? Este extraordinară. De la benzi desenate până la povestiri și la ultima pagină, pe ultima pagină, la sfat, există și secțiunea de sfaturi practice. Scrie așa. V-ați întrebat vreodată cât de necesare sunt semnele de carte? Folosindu-le cu regularitate, filele cărților vor fi păstrate așa cum se cuvine. Puteți confecționa singur semne de carte din fâșii de piele, fixând cu un nod vizibil la un capăt, o pietricică cu gaură, adusă de voi de pe litoral. Pietricica va avea o culoare și un luciu mai pronunțate dacă o plecați cu puțină ceară. Asta scrie aici, e din 89. Și din întâmplare am deschis astăzi aici și am citit asta. O să râdeți, dar educația începe din primii ani de viață. Începând cu mama, tata, începând cu grădinița, creșa, primii 7 ani, eu la mine am fost 6. Da? Petița mea are 1 an și 6 luni, dar i-am cumpărat deja o enciclopedie. Se numește Școala celor 7 pitici. Aceasta este despre profesii. Ce profesii există? Uitați, nu îți arată restretorii de trafale, cred că am și instalatoare pe aici. Uite, deci, când o să aveți copii, să îi învățați să citească, să le citiți. De acolo pornește iubirea pentru lectură. Din primii ani de viață, în care mama și tata își citesc povestea înainte de culcare. Așa. Și vreau să fac un joc cu voi. Nu, mai vreau să vă arăt două cărți. Da. Astea m-au marcat pentru totdeauna. Ați auzit de Osho? Da, tot... Ai auzit de Osho? Unde? Ai și uitat? Nu contează unde ai acolo, bine că ai reținut. Această carte am primit-o de la un om... Are și acasă, scuză-mă, n-am auzit. Am primit-o de la un om pe care îl apreciez foarte mult și în dedicația... Nu e frumos să scrii pe cărți, dar apreciez foarte mult în timp mesajele
Am primit acest mesaj de la o femeie de succes, pe care am cunoscut-o când am venit în Oradea, acum 10 ani, sunt de 10 ani în Oradea, și când drumul meu era destul de nesigur și nu știam exact când pot să mă îndrept și ce să fac cu viața mea. Și femeia asta mi-a schimbat cursul vieții. Mi-a scris așa: știu foarte puțini oameni curajoși. Ești curajoasă, ești printre cei puțini și speciali, să nu uiți niciodată, să-ți folosești curajul și forța sufletească. Să nu uitați nici mai niciodată, să vă folosiți curajul și forța sufletească în ceea ce doriți să întreprindeți. Să citiți Osho, Curajul, și de asemenea Osho, Creativitatea. Sunt două cărți extraordinar de importante și de sfătuitoare. Se citesc ușor, da? Deci nu vă speriați, nu sunt groase, uite ce să citeți. Puteți să le citiți seara, înainte de culcare. Am uitat să vă zic că în clasa 1 am vrut să scriu cu mâna stângă. Cine scrie cu mâna stângă? Oh, prietenul meu. Cu mâna dreaptă știi să scrii? Nu. Pe mine m-au obligat să scriu cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, nu m-au lăsat să scriu cu mâna stângă, dar în timp am învățat să scriu cu ambele mâini și mi-am dat seama că sunt ambidextră. Și acum pot să scriu cu ambele mâini în același timp, iar dacă vreți, vă fac o demonstrație. Vreți? Da. Bun. Am nevoie de cineva să... De fapt, de două persoane, dar te rog, mersi. Nu mă obligi să-mi iau... Super. Poate că trebuie mai bine să țină cineva așa. Sau cum? Ăsta se dezuflă? O să vorbesc că mă înțelegeți că s-a Am... Bun. Asta e o dovadă a faptului că nu am fost lăsată să fac ceea ce vreau și până la urmă acel defect s-a transformat în calitate. Așa că dacă vreunul dintre voi vreți să faceți ceva și vi se spune nu fă asta, nu e bine, trebuie să faci matematică și română și trebuie să înveți să devii, nu știu, ce a fost și bunicul tău, spune nu, eu vreau să mă fac pictor, nu, eu vreau să mă fac culturist, să merg la competiții și să iau premiul întâi. Eu vreau să... Înțelegeți? Faceți asta. Convingeți-i pe părinții voștri să vă lase, să faceți ceea ce vă place vouă. Pentru că, până la urmă, doar așa veți fi fericiți. Nimic nu este mai rău în viață decât să urmezi o meserie pe care o vor alții și tu să nu fii fericit, da? Bun. Ce să scriu? Ce ați dorit să scriu? Știu eu. Cum? Eu la care de nu. Știți ce înseamnă, nu? Hai să scriu așa, ca să mă vedeți, da? Spiritul, citește. Vrea să încerce cineva? Cine vrea? Haide. Hai să încerc să scrii cu ambele mâini în același timp. O să întreb. Da. Și asta, cum pictați, ajută? Foarte mult. Foarte mult. Pentru că pictez cu ambele mâini. Nu trebuie să întorc pictura după mine. Mâinile mele sunt all over. Haide. Nu știu, un mesaj pentru... prietenii tăi, pentru colegii tăi. Dar tot așa, un mesaj din 2-3 cuvinte, ca să nu te chinui prea mult. Ia uite! Ai mai scris o dată așa? De câteva ori. De câteva ori. Ia uite, aplaudați! Și aici este engleza timpurie. Never lose hope. Care înseamnă să nu mă opriți din citit. Care înseamnă niciodată să nu-ți pierzi speranța. Niciodată să nu-ți pierzi speranța. Așa este. Da, poți să pleci.
Și ultima chestie, ca să încheiem așa... Ce să fac? Am fost învățătoare, că la lecții trebuia să pregătim foarte mult material didactic. Mai am timp, 2 minute. Ia să vedem câte persoane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vreau aici 7 oameni. Domnul cu excavatorul, da? Domnișoara blondă. Domnișoara care are casă Osho. Da, tu! Vino! Domnișoara de la... Nu, stai, cam un alt fost. Ba da, tu, da, vino. Este o foie goală. Așa ne naștem, tabula rasa. Așa ne naștem. Când ne naștem, suntem o foie goală de hârtie. Depinde de noi ce scriem pe ea. Depinde de noi ce capitole și ce volume scriem. 1, 2, 3, 4. New York Finest, please. Tu. Nu știi ce scrie pe tricoută? Da. Așa. Încă 2 persoane mai am nevoie. Domnișoara din ultimul rând, da, tu. Da. Haide. Așa. Și vină cu ce vă. Bun.